Foarte multe curente religioase, în special cele creștine, se vorbește foarte apăsat despre faptul că trăim vremurile din urmă și că acestea sunt exact vremurile profețite în capitolul privind Apocalipsa din Noul Testament. Și tot felul de exegeți și studii, truditori în ale studiului biblic, se întrec în a da exemple în ceea ce privește această această dovedire a momentului apoteotic, apocaliptic, da, de final a unor vremuri. Din punctul meu de vedere, nu este important faptul că este acum Apocalipsa sau că se potrivesc aceste semne, că reușim să le identificăm, cât este de fapt important faptul îngrijorător că în lumea noastră adevărul a dispărut aproape cu desăvârșire, iar locul lui a fost luat de minciună. Știm că în Biblie și de altfel în toate tradițiile spirituale vechi, autentice, nu doar cele de pe filonul abrahamic, adică iudaism, creștinism și islam, toate îl văd pe șeitan, pe diavol, pe cel care urăște pe Dumnezeu, ca fiind tatăl minciunii, ca fiind opusul din perspectiva lumii fenomenale al adevărului. Pentru că dacă Dumnezeu și cuvântul lui reprezintă adevăr, adică acea reprezentare fidelă a ceea ce este sus cu ceea ce este jos, adică un gen de... Ce este până la urmă adevărul? Este o exprimare fidelă a realității. Da? În momentul în care apare minciuna, minciuna schimbă albul în negru și negru în alb. Cu cât ai mai multă minciună în lume, cu atât ai mai mult rău, cu atât ai mai multă înșelare, cu atât ai mai mult diavol până la urmă. Da? Pentru că dacă aceste două principii, adevărul și minciuna, sunt pe pământ reprezentantele celor două principii cosmice, Dumnezeu și diavolul, da? Eu nu vreau să faceți greșeala să le puneți în balanță și să considerați că ele sunt egale ca și putere sau și principii. Pentru că aici nu e vorba despre yin și yang, nu este vorba de două principii neutre. Tatăl minciunii, care este diavolul, da, este o ființă creată. El aparține creației lui Dumnezeu, pe când Dumnezeu transcende creația și este singurul principiu etern și infinit, dincolo de absolut orice limitare a creației. Și atunci, vorbind la nivelul acesta al principiilor, da, dacă Dumnezeu este reprezentat de adevăr în lumea noastră, iar diavolul este reprezentat de minciună și de înșelare, toți cei care fac jocul minciunii, toți cei care manipulează adevărul, toți cei care spun minciuna, da? Sunt cei care transmit, practic, se fac canale ale întunericului, canale ale dracilor, ale iadului, ale ăluia cu coarne, cum vreți să-i spuneți, nu contează. Principiul ăsta este cel mai clar în hinduism. Culmea, foarte interesant. În hinduism, lumea are patru epoci, adică orice creație, orice manifestare fenomenală a lumii, a universului manifestat, are patru epoci. Are epoca de aur, care se numește Satya Yuga. Lumea îi spune că este aur, însă conceptul de aur este... Conceptul de aur nu este unul referitor la aurul din politica românească sau la aurul ca metal rar, ci se referă la puritatea și strălucirea acelei epoci. Este cumva simbolic denumită epoca de aur, însă în realitate acel aur este reprezentat cel mai bine de cuvântul Satya.
Satya în sanscrită înseamnă adevăr. De fapt, epoca de aur este o epoca adevărului, în care minciuna nu există aproape deloc, în care ignoranța și toate lucrurile care rezultă în urma ignoranței, toate relele care apar din ignoranță, ignoranța cu privire la propria natură, ignoranța cu privire la natura celorlalți, ignoranța cu privire la ceea ce este bun și ceea ce este rău, din astea apar toate păcatele. Așa este filozofia hindusă. Și atunci, în epoca în care ignoranța este cele mai joase cote, adevărul triumfă, adevărul este deasupra. Și de asta spun că noi suntem acum în ceea ce se numește Kali Yuga, epoca întunecării. Kali este un cuvânt care este folosit și pentru timp, Kala, în sanscrită, dar este reprezentativ și pentru ideea de moarte, de distrugere, de haos, pentru că aceasta este forța transformatoare care maturizează sufletele în creație, timpul. Și atunci vorbim despre o manifestare a adevărului care se află la cele mai mici cote ale lui, adică este cel mai tare obscurat, ascuns de minciună. Eu asta vreau să se înțeleagă, că o epocă de aur nu va veni prin apariția unui mare salvator, atâta timp cât noi suntem scufundați în minciună, atâta timp cât acceptăm înșelarea și manipularea. Mă uitam că nu mai poți să dai drumul la televizor fără să vezi acești agenți ai satanei, agenți ai satanei pe bune. Deci ăștia se vor duce direct în iad după moartea lor, acești nenorociți, care, păcat că trebuie să o spun, sunt frații noștri și fac pactul cu diavolul, au făcut această înțelegere în mod inconștient. Datorită beneficiilor și avantajelor materiale, au renunțat la adevăr. Da? Și au ales partea. Pentru că ăsta este unul dintre elementele definitorii ale Apocalipsei, că se vor alege cei buni de cei răi. Se vor alege din marea turmă vorbitoare a umanității caprele de oi. Da? Oile sunt cele care sunt ascultătoare, adică simbolic ascultă cuvântul lui Dumnezeu, respectă adevărul. Da? Nu fac rabat la adevăr și sunt cei care, în mod conștient, voit, aleg, datorită unor avantaje financiare, materiale, sociale, să spună minciuni. Marea luptă de astăzi nu este o luptă a armatelor, a unor personaje, a unor personalități, nu este o luptă cu tabere, este o luptă a adevărului cu minciuna. Este o luptă ontologică, adică o luptă a cunoașterii. Pentru că atâta timp cât răpești omului dreptul de a alege în cunoștință de cauză, dreptul de a alege pe baza unui discernământ, înseamnă că faci jocul satanei. Pentru că satana asta vrea să facă, să păcălească omul. Cum îl păcălești? Păi îl păcălești întunecându-i judecata, oferindu-i minciuni în loc de adevăr. Cu aceste minciuni omul ia decizii greșite. Da? Îl induci în eroare, îi provoci căderea. Îl faci să aleagă războiul de frică. Îl faci să devină agresiv din teamă. Îl radicalizezi, îl împingi către uciderea semenilor lui, către păcat, către distrugere, da? Prin minciună, prin manipulare. Asta este propaganda de război de astăzi. Cine face aceste lucruri? Avem vreun satan în carne și oase? Nu. Avem un cerc de sioniști americani care controlează mass media aceasta jidănită și care își doresc din toată inima lor războiul. L-au declanat și pe data de 22 a 2 a 2022, pentru că este un oximoron numerologic, da? Este un moment în care timpul se oglindește în el însuși și ceea ce produci începând cu acel moment, momentul începutului, foarte important în orice act de magie, și neagră și albă. Iar ei au ales acel moment pentru a declanșa al treilea război mondial, pentru a face sacrificii umane întunericului, pentru a aduce milioane de morți, pentru ca ei să-și atingă scopul material de a controla această lume. Cine înțelege aceste lucruri și înțelege că războiul acesta nu este un război pentru avuții, este un război pentru putere și este un război pentru distrugerea omului, a umanității din noi, a dreptului nostru la adevăr, la recunoașterea propriei noastre naturi, înțelege esența și bazele acestui conflict. Cine crede că
acolo e o luptă între niște conducători imbecili, într-un decrepit ca Biden și un oligarh ca Putin, se înșală. În spate sunt alte forțe. În spate sunt forțe care nu țin cont nici de Putin, nici de Biden. Ca să vă dau un singur exemplu, că lucrurile nu sunt ceea ce par a fi, citeam pe site-ul Știri pe Surse că americanii, o echipă de negociatori americană, s-a întâlnit cu o echipă de negociatori ruși pentru a discuta despre pericolul îmbogățirii uraniului de către iranieni. Cu alte cuvinte, aceste două puteri nucleare sunt în continuare mână-mână și negociază chestiunea iraniană. Da? Ce ne spune chestia asta? Ne spune că, în ciuda tuturor lucrurilor pe care ei le arată pe mass media și le aruncă în ochii fraierilor, ei colaborează foarte bine la vârf. Au afaceri în continuare împreună. Nu s-au blocat toate băncile, doar unele, cele care trebuie așa de ochii lumii. Cu alte cuvinte, lucrurile nu stau doar în alb și negru. Ele trebuie să fie înțelese la un nivel mai mare. Și de foarte multe ori scopul direct nu poate fi înțeles fără informațiile, fără a avea toate informațiile. Astea sunt doar simple elemente, simple sclipiri de adevăr care ne pot face să înțelegem, în primul rând, că lucrurile nu stau în totalitate așa cum ni le arată mass media aceasta extrem de mincinoasă, extrem de mincinoasă. Cred că niciodată n-a existat atâta minciună în acest agregat media care ar fi trebuit să servească informării publicului și nu destabilizării, nu propagandei de război, nu înfricoșării lumii. Noi de altfel chiar avem în codul penal infracțiunea de defetism, da? În care dacă provoci panică și creezi această deznădejde la nivelul populației civile, te duci și faci pușcărie frumos, pentru că înseamnă că ai pactizat cu inamicul. Problema este că în situația actuală noi nu prea mai știm care este inamicul. Cine este inamicul? Este Rusia, care atacă pentru a-și prezerva niște teritorii în sfera sa de influență? Sau inamicii sunt cei care i-au provocat pe ruși să ducă la tot acest conflict și care acum arată cu degetul și spun, iată criminalii? Adică, iarăși este o chestiune în care, dacă nu ai toate informațiile, poți să calci strâmb din punct de vedere al logicii. De asta spun că, dacă privim de la acest nivel, este un război al minciunii cu adevărul și eu mă bucur să văd că sunt foarte mulți oameni care au început să înțeleagă că sunt mințiți și asta arată, prin simplu fapt că oamenii nu mai pot fi mințiți atât de ușor, asta demonstrează faptul că odată cu trezirea lumii, oamenii trec de partea adevărului. A nu mai accepta minciuna înseamnă a nu te mai lăsa manipulat. Este o mare chestie. A nu te lăsa manipulat înseamnă a nu mai accepta războiul numele tău, a nu mai accepta distrugerea, crima, ocupația, agresiunea numele tău. Astea iarăși sunt importante. Aveți senzația că nu contăm, dar să știți că contăm, pentru că războiul acesta nu este pentru resurse, este pentru mințile și deciziile noastre, pentru a ne împinge într-o direcție sau în alta. Asta este.